Neața, dragilor! Haideți până la cafea! Bine v-am găsit, dragii mei! Haideți o pâine prăjită cu zacuscă sau cu gem de smochine. Da, da, da. Avem dimineața asta, avem un pic de zacuscă și avem gem de smochin amestecat cu ce mai ne-a rămas nouă. Asta am lăsat-o eu în frigider. Pentru noi, uitați, asta e smochina, așa arată. Spune vedeți? Ce ai mai adăugat, că se vede. Deci acolo. Mie m-a rămas un pic de gem de smochin, care am zis ce rost are să o pun atâta în sticlă, că nu-i plin sticla. Și atunci am avut o persică, un păr, care deja era moale, am tăiat-o și am fiert-o împreună cu smochinul. Deci asta la urmă, după ce am pus eu, deci asta nu s-a arătat, asta nu am filmat-o noi, să o punem, să o vedeți dumneavoastră, nu. Deci asta după ce am pus eu gemul de smochin, n-are nicio legătură. Nu a rămas puțin. Da. Înainte să fac curat să spăl vasele, eu am mai făcut gemul ăsta care ne-a rămas nouă pe dimineață să o mâncăm noi așa. Dar uitați ce bucăți mare de smochin, uitați-vă aici. Jumătatea aia de borcan ce am golit-o, știți că erau 4 borcane jumate, da. Și jumatea aia au adăugat pere, piersici și mai fiert puțin. Și am lăsat dar e foarte noi. Bună, să știți, e ca un fel de asortată, deci asta n-ați văzut-o, dar vă arăt eu acum că noi asta mâncăm dimineața, așa că e foarte, foarte faină. Să faceți și dumneavoastră, din orice aveți, o tăiați acolo, o puneți un pic de zahăr și o fierbeți bine, bine, bine și să vedeți ce bunătate vă iese, nemaipomenit. Na. Și dimineață facem așa pe pită prăjită, că la Miri așa îi place. Și până la meaz nu mai avem treabă, să știți. Stăm liniștit. Noi totdeauna, eu cu Mihai, bem și cafea. Și dacă bem cafea, mâncăm o felie de pită, nu ne ajunge până la meaz, să știți. Eu nici n-aș mânca dacă n-aș lua medicamentele. Dar ce să facem? Musai. Așa că trebuie. Ce ați mai făcut, dragii mei? Cum sunteți? Ce faceți astăzi? Sanda, te-ai trezit? Ai băut cafea? Mei. Acum s-a răcorit un pic, da. S-a răcorit bine. Așa ne place. Mie mai îmi place așa. Să știți că era o căldură foarte mare. Eu n-am rezistat. Și nu m-a plăcut. Acum îmi place mai mult. Sincer, acum mă simt bine, așa, pe vremea asta. Vreau să încerc. Astăzi o să vă fac un pic de macarone cu mac și cu nucă. Că m-ați cerut, m-ați întrebat dacă știu să fac... Cu nucă. Cu nucă, da. O să fac, dar am puțin acolo, foarte puțin o mână, dar mă ajunge. Și o să fac și cu mac la Mihai, să vadă Mihai, că Mihai n-a mâncat cu mac. Mie nu-mi place macul, dar la Mihai îi place foarte mult. Îmi face mac cu nucă, acum, dar astăzi o să o postez aia. Păi mâine. Nu, deci facem deci astăzi, dar... O postă mâine. Și haideți cu noi la pâine prăjită, cu dulceață, cu zacuscă, la o cafeluță, la un ceai dacă aveți, la un lapte călduț. Da, și apă cu lămâie avem. Și apă cu lămâie, de toate. Da, eu beau dimineața apă cu lămâie. Știți că, chiar sincer, eu perioada am băut apă cu lămâie dimineața și nu mă durea genunchii. Deci, nu că nu mă durea, mă lăsa durerea, deci nu mă durea așa de tare. O perioadă de zile, acum de când am fost noi la cu 2 săptămâni, n-am mai avut lămâie acasă și n-am mai băut dimineața apă cu lămâie, să știți, și turmăric. Și a început iar o durere de-a din aia, groaznică, groaznică, că nu puteam nici să stau în picioare. Și am zis la Mihai, zic că te rog să mergi să-mi iei lămâie și de aici de aproape, numai să-mi iei lămâie și turmeric ca să încep să beau, că iar mă doare genunchii foarte tare.
Și vă spun sincer, am început să beau apă cu lămâie și iar m-a lăsat durerea. Și turmeric ai avut? Da, și turmeric. Deci capsule de turmeric am luat, nu turmeric din ăsta? Nu, nu, nu. Înainte am avut praf molat. Deci am băut capsule, când am trimis-o pe Mihai că s-o gătat, s-o dus molat praf, dar să știți că praful ăla nu mă place că îmi rămâne în gât. Și rămâne din jos la păhar, colorează foarte tare și rămânea din jos la păhar. Deci aia, na, nu m-a plăcut mie așa să o beau. Dar pastila o înghiț și n-ai treabă. Și să știți că acum nu mă ajută, gata, să-mi treacă durerea. Dar simt-o, deci că un pic mă lasă durerea, de simt că lucră, ca să fim ăsta clar. Și apa cu lămâie, deci e foarte bună. Eu acum iar am început deja de câteva zile să beau și deja simt că mă lasă un pic. Așa că dacă aveți problemă cu oasele, cu picioarele, cu ce vă doare, eu zic că nu vă face rău, că e natural. Să încercați să beți apă cu lămâie. Eu acum nu bag miere nea, dar dacă n-am avut turmeric, mai băgam câteodată miere, câteodată nu băgam. Acum beau cu turmeric. Și să știți că mă ajută. Eu v-am spus că, na, dacă cumva vă interesează și ăsta, vreți să încercați, puteți să încercați liniștit, că rău nu vă face. Cel puțin pe mine mă ajută. Și de-aia am lângă mine tot timpul apa cu lămâie. Am stors aici mea o jumătate de lămâie și o beau, mai ales dimineața, cu cafea și asta e. Știu că cafea nu-i prea bună pe stomacul gol, dar așa m-am obișnuit deja. Deci prima beau cafea, după aia mânc. Da, vedeți, obișnuința ce face cu omul. Da, păi așa. Mă gândesc că așa face toată lumea, pot. Da, da. Și eu mi fac tot așa. Da, da, e bine să mănci înainte și după aia să bei cafea, să nu bei pe stomacul gol, că nu-ți face bine pe stomacul gol. Cafeluță, da. Fiecare organism zice că ar fi diferit. Cum vă cade bine, cum vă simțiți bine. Da, vedeți bine că nu vă simțiți bine de un lucru, lăsați sau îl reduceți. Da. Așa mi-a zis mie și doctorul. Vezi că un aliment nu-ți face bine, elimină-l din alimentație sau redul. În orice caz, de sarea nu e bună și zahărul ăsta, 100%. Da. Și grăsimile astea multe, prăjelile. Grăsimile, unele sunt bune, Mihai. Grăsimile sănătoase, s-ar spune. Da. De exemplu, cum e untura, cum e clisa, chiar e bună. Mai de mult mânca bătrânii, părinții noștri, bunicii noștri, mâncau și nu erau bolnavi. N-aveau... Aia lucrau pe câmp, aia da, consumau Mihai, energie. Da, și ăștia care lucrau la fabrică, că bineînțeles, maică mea nu lucra așa mult pe câmp, că ajutau un pic acolo, dar taică meu iară lucra la fabrică și... Când vine acasă, dacă nu era mâncare, mânca și el clisă și noi găteam cu untură, nu găteam cu ulei. Noi așa numai cu untură erau atunci timpurile, adevăr da. Că da. Să știți că mai de mult la țară, eu cel puțin nu țin minte când eram copil să fi gătit cu ulei. Oamenii erau mai sănătoși. Da. La noi în casă cred se gătea că și mâncau mai sănătos, da. Acum toate... Dai să le povestesc că am adus aminte de untură, că zici. Era și acum am văzut pe net la vânzare, noi, bineînțeles, este bidon așa rotund din emailat. Așa cu rotund mare, cam are 25-50 de litri, cred că are, foarte mare, cu capac, cu două mânieri. În aia se ținea untura. Bine, noi nu o să luăm, că n-avem noi da, ce untură să băgăm. Da, un fel de oală mare cu mânere și cu capac. Da, aia era bidon pentru untură numai. Da. Deci numai la aia să folosea, la altceva eu n-am văzut să folosească. Acum, poate că mai punea în untură și cârnați sau... Da, da, stai să-ți povestesc. Da. Și eu țin minte că noi aveam două din aia, două aveam. Și noi, cum am spus, că
V-am spus că am crescut la țară, la Ziman, cu bunicii mei, cu părinții mei și v-am spus, n-am fost noi foarte bogați, dar am fost nici săraci. Noi în fiecare an, Ce în faceați? fiecare an, bunicii mei, părinții mei tăia câte doi porci mari, mari, nu așa de 100, până în 200 de chile. Dar serios, nu vorbesc prostii, nu exagerez nimic. Da, erau bătrâni aia. Să făceau Mihai mari, nu de 100 de chile cum e acum, că zici că smâțe. Mari. Și tăiam câte doi porci pe an, aveau găini, aveau gâște, aveau animale, deci nu meream ca noi acum în magazin să cumpărăm un kil de carne. Nu. Ei tăiau porcul, aveau clisă, cârnați, untură în bidon, de acolo ferbea mâncare. Deci ei nu fugeau să cumpără ca noi. Vai, că n-am aia și nu pot să gătesc, cum Da, fac eu. oamenii de la țară știu, dar Da, și ei făceau și așa. aveam o cămară unde ținea ăsta, bunica mea, parcă acum văd în fața mea, e, cum zice Mihai, bidonul ăla mare așa cu capac, în una era untură curată, curată, e, fără neatins, fără sare, fără nimic, și în una era, cum zice Mihai, că țin minte că lua bunica mea cu untură cu tot și carne friptă, cârnați fript, așa, bucăți. Gata, prăjit și turnat acolo și untura aia se întărea pe ea și aia o ținea, nu se strica și o ținea la Aia comandă. era untură bună, deci care unde Da, puneai și mamă, cărnațul. merea bunica mea lua două, trei bucăți dimineața, că numai noi copiii eram acolo, eram dimineața acasă numai ăștia mici care nu erau la școală sau eu știu, nu, adevărul că noi eram patru copii acasă. Și bunicul meu, atât, că el era bolnav ultima dată. Și mereu încălzea, ne dădea să mâncăm, n-aveam treabă tătă ziua. Era cu sat și era bun. Mai scotea o varză acră, tot de la noi, pusă de noi. Deci nu merea nimic să cumpără, credeți-mă, absolut nimic nu cumpăra. Eu nu țin minte să merea la magazin ca acum. Îmi trebuie o legătură de frunză, fug la Păi normal, magazin. aveai Nu, grădină, merea în aveai grădină, no, scotea o gospodărie. ceapă, da. Când ne trebuia verdețuri, țin minte că zicea bunica mea, hai da, aveam un coș din aia de paie, lua arșeul și scotea din pământ direct, Cine nu știe ce e arșeu, e hârleț. da, scotea direct rădăcinoasele din grădină, ceapa, tot ce avea nevoie, strângea frunză, deci făcea mâncare, lua o găină, o tăia, era mâncarea gata făcută, cartofii, aveam acoperit sub pământ, așa făcut. Foarte fain era, mă duc aminte. Avea de toate, nu ducea lipsă de nimic. Acum, Doamne, ferește-mă de rău, Și vezi să acum, cumpere orice. cine stă la țară și are grădină, și uite, ai văzut și în Chicago, unde sunt, doamnă, că de aia din grădină ia varza. Cine are Da, foarte grădină și frumos, asta, păi da. și noi dacă am avea, ne-am pune de toate, numai dacă am putea Păi fiindcă lucra. la țară și să stăm Și acolo la acum țară. sunt foarte mulți care au și, da, cine are loc și da, normal. Păi normal că cine stă la bloc sau suntem noi cu un pic de curte, unde să pui? Da. Da, zic că atunci nu ca acum să gătea cu ulei. Să gătea cu untură, mâncam plisă aproape zi de zi și nu ne îmbolnăveam. Și acum gata cu gătesc cu ulei, cu untură. Mulți care au, nu se fie frică. Da, Gătim dacă te noi. vede că gătești cu untură, zice că, uai, că Nu. e Cine gras, nu că știe. nu-i bun, că e foarte gras, că nu, că Nu e ținem adevărat. regim, că, na. Cine știe, știe cine. Nu, cine nu e obișnuit cu untură, normal că spune. I se pare că wow. Dar Mie îmi până și place. medici au zis că untura e mai Da. bună De decât margarina, uleiul. cine mâncă margarina, nici nu, eu nu țin Margarina nu e minte, sănătoasă da, să deloc. fi luat nouă. Și nouă nici acum, uitați, eu acasă am tot timpul, că, na, că gătesc și acum cumpăr să am acasă. Dar fetele mele nu prea au Mai cu punem în margarina. prăjituri, na, untui mai Fetele mele scumos. nu sunt cu margarina și nici noi n-am fost. Eu Nu. nu știu de ce nu ne place. Foarte rar, mai. Eu mai repede, cum v-am spus și cum ăsta v-am mai arătat și v-am zis că nu vă mint, eu mai repede mănânc o pită cu untură decât cu pită cu margarina. Pă bune. Na.
Asta e. No, bine, dragilor, haideți să ne scrieți comentarii cum ce ați mai făcut. Dar tu vezi comentariile? O să ne scrie pe videoclipuri. Cum ce ați mai făcut, cum sunteți. Da. Vă mulțumim foarte mult, atâtea comentarii frumoase ne scrieți, Doamne, și încurajatoare. Vă dorim o zi binecuvântată de la Dumnezeu, la cei bolnavi. Ne-a zis o doamnă când eram pe live, că s-a bucurat că ne-am rugat pentru toți bolnavii, că zice și taicăsul e bolnav. Da. Îi rugăm pe Dumnezeu din nou să se atingă de toți bolnavii și de doamna care am pus-o noi în față, la Dumnezeu să atingă de ei. E foarte rău când e omul bolnav, eu știu că am fost vreo 10 zile și bine, nici acum nu mi-e eu sănătos sau mari sau, da, dar cât încă poți să umbli și să mănânci și cât te mai doare una alta asta, știi, da, e normal. Așa. Dar când ești la pat, atunci ai Dumnezeu să se atingă de ei, să-i vindece. Da. Să aibă milă de copilașii noștri, de voi toți oameni buni. Așa e. Dragii mei, sper că ne urmăriți, sper că vă uitați la noi, cum v-am spus. Sper că ne urmăriți, sper că să uitați la noi, auziți, vă salută și vecinii. Da. La dimineața. Să treziți și vecinii. Neața la toată lumea. S-a trezit și strada. Așa că ne bucurăm foarte tare că sunteți lângă noi. Tot timpul știți că ne bucurăm de prezența voastră și a lor. Da, fac ei gălăgie, dar asta e treabă. E nu-i viața frumoasă fără gălăgie. Asta este, n-avem ce face. Și cum v-am spus, vă rog să mă urmăriți dacă doriți, bineînțeles că o să vin cu ceva nou, v-am spus, o să fac ceva nou de ce n-am mai făcut, așa că sper să vă bucurați, sper să le încercați și să vă placă în aceeași timp. Să faceți gem de prune, Sanda cred că a făcut, să faceți gem de zmochine, dacă aveți posibilitatea. Da, nu prea, că aia nu prea se găsește și e rarități, dar nu prea are tot. Haideți că, nu știu, am o rugăminte, nu știu, dacă are cineva posibilitatea să-i dea un mic ajutor și la doamna Sanda Aurora. Vedeți, am văzut că săracă o duce foarte greu și simt că poate ar avea nevoie de un pic de ajutor. Cine are posibilități? Ei, o urmăritoare de-a noastră, foarte dragă, nu știu de unde zis că e, din Cluj. Din Cluj. Din Cluj. Aia care știți că strânge prune din cartier. Dumnezeu să fie lângă ea, ca de altfel de lângă noi toți. Da. Sanda e prietena noastră, urmăritoarea toți noastră. Prietena, toți ești prietena familia toți, noastră. E atâta de glumeț, atâta ne face să zâmbim. Da. Ne scrie non-stop, ne scrie, atâta ne scrie și ne bucurăm foarte tare când ne scrie. Și ești foarte mult. Aș vrea să vă spun, într-o zi cred că tot o să-mi fac timp și să scriu măcar 100 de persoane, să le menționez odată, că tare vreau că menționez așa în cap și poate alții să zice, pe mine nu m-au citit. Da, și sunt foarte multe persoane dragi nouă și Doamne, păzește-le de tot de rău și ai milă de familiile lor. Și de toată lumea. Dar noi, deci să știți că noi nu facem diferență între nimeni, numai doamna Sanda e glumeață, exact ca Mihai. Atâta îi place să glumească, atâta ne face să râdem, Doamne. Eu n-am râs atâta niciodată cât râd cu ea, când ne scrie și mesaj, când
vorbește cu noi sau ăsta, Doamne, atâta ne face să râdem de nu-i adevărat, mai ales cu... Gândiți-vă să meargă ea în cartier să strângă prune, de unde, Doamne? Da, dacă, pe bine, dacă îs, și eu m-aș duce, dacă... Dar ce vorbești, Mihai? Da, eu nu... să mergi să strângi prune în cartier? Da, dacă-s pe stradă mulți și poate cad pe jos și cum erau la Siman, da, că mereai și furai, da, de la oameni. Nu că furai, erau la stradă și, da, poate unii oameni te lasă. Când eram copii, meream, da. Meream și eu cam un pom și bine, vinea stăpânul, da, cu băta și ne furaia. Erau vecini, erau oameni care cunoșteai și... Păi normal, și pe ne cunoștea, tot satul ne cunoștea, no. Mihai. Nu exista un om din sas. Erau oameni care te lăsau să strângi. Normal, da, că te lăsau o dată, de două ori, dar da, să merg tu să faci ravagii în pom, cum am făcut noi, că pe noi bine, ne urcam. Voi ați fost și... Dar noi copii de bangata. Distracție. Noi făceam pentru distracție lucrul ăsta, da, că și noi aveam pom acasă. Aveam un cirez care avea vreo 30 de ani, era mai gros ca mine și înalt. Noi urcam până în vârf. Bunicul meu venea cu băta după noi să ne dăm jos. Salutăm și pe fetele noastre, pe Mihaela, pe Maria. Dumnezeu să fie lângă ele, să le poarte de grijă și lângă copiii dumneavoastră. Ce să facem? Asta e viața. Da. Mai stăm departe unul de altul, la un moment dat de iară ne vedem. Și, de adevărat, ne vedem în fiecare zi la... prin telefon. Da, eu vorbesc. Lumea asta a evoluat zilnic de două, da, trei ori. Ce bine, vedeți, ce bine ajută și, da, tehnologia asta. Te vezi din America până în România, parcă ești aici împreună. Bine, nu e în America. Păi zic eu, mă, vorbă, măi, în Anglia sau în Elveția sau în Germania, unde ești? Da, oriunde ai, da, fi, te vezi, așa e, da. Și noi ne vedem și cu Maria și cu Mihaela. Noi am băut cafea, cum am spus, mă pun să fac ceva de mâncare, să postăm și, bineînțeles, să avem grijă de noi. Să fim sănătoși, să fim oameni mai buni, să fim mai înțelegători, mai iubitori, să ne ajutăm unul pe altul, dacă nu cu... materiale cu ăsta, cu o vorbă bună, că ni-i de ajuns, să știți că ne bucurăm și pentru o vorbă, dar să fim oameni buni, nu să ne jignim, nu să ne ăsta, că nu. Deci haideți, oameni dragi, să ne rugăm când avem timp pentru cei bolnavi și pentru cei cu probleme. Deci ei au foarte mare ajutor de... în partea lui Dumnezeu. Dumnezeu știe, dar așteaptă ca noi să ne rugăm pentru ei, ca să, exact, vedem că simțim, avem simțire pentru ei, pentru aproapele nostru. Deci, sperăm că ați băut cafeaua, v-a fost de bine cu noi împreună, exact, sau ceaiul, sau laptele călduț, cum îmi place mie să spun. Și eu, uitați, am și puțin, gândat puțin, cafeaua puțin mai am aici. Și... suntem bucuroși, cum zice Mihai, că ați fost lângă noi, că ați băut cu noi. Să vini și mâine, să bem. Mulțumim la bunul Dumnezeu că am apucat o zi nouă. Exact. Cu soare, puțin mai răcoare aici la noi. Ne place. Și cu Dumnezeu înainte le-om duce pe toate. Deci ia Domnul Iisus, cine vrea să mă urmeze, să-și ia crucea și să mă urmeze. Exact. Deci trebuie să încercăm să fim asemenea Domnului Iisus. Asta înseamnă, vedeți, asta înseamnă adevărată pocăință. Exact. Și vedem, să luăm exemplu Domnului Iisus. El fiind Fiul de Dumnezeu, cât a îndurat. Și noi dacă avem o problemă sau ne critică unul pe YouTube, deja ne supărăm. Da, să știți că... vedeți ce slab suntem. Da. Da. Avem... avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu să ne facă mai buni și să, hai, ne întărească. Hai, mai toată să-i arăt. Asta mă pice. Da, asta e. Vreau să... uitați ce fain e, cu bucăți mari pe ea și... să mâchine. Da, da, foarte, foarte fain. Deci acum nu numai mâchine, și de prune, și de mere, și de case. Da, e bun. Hai, dați cu noi să gustați, să vedeți ce bun e.
Vă lăsăm cu bunul Dumnezeu să aibă grijă de voi. Din tot sufletul vă dorim să aveți parte de bucurii, de mângâiere din partea lui Dumnezeu. Eu vă spun la revedere. Ne vedem mâine dimineață. Și eu vă pup. Să fiți sănătoși, să fiți aproape. Vă iubim din toată inima, vă respectăm și vă spunem la revedere.